Bună dimineața, dragii mei! Deja s-a făcut de miercuri, decât 26 iulie, luna iulie a lui cuptor, de care tot vorbeam și o așteptam, ia că ai pe gata, s-a terminat. Mai sunt câteva zile și am gătat-o, de săptămâna viitoare de marți ne luăm adio de la luna iulie, evident. S-a dus și cuptorul, s-a dus și căldura, frumușel de dimineață așa, adică vreo 26 de grade astăzi, 26-27 de grade. Maxima zilei de astăzi, minima undeva pe la 15, se mai răcește, mâine mai binișor, chiar mâine mergem pe la 21-22. De dimineață erau vreo 17 grade trecute fix și era un picuț de soare. Un picuț de soare, o să fie aici că până pe la vreo 10, așa, în Suceava, în zona metropolitană, până pe la vreo 10 o să mai fie soare. După aceea o să mai apară așa un picuț de norișori, că ori fi nervoși, ori fi supărați sau nu, om vedea. Nu ține mult povestea asta, numai până pe la 2-3, după aceea ce că mai vine iar un picuț soarele. Asta e pentru azi. Mâine ce că s-ar putea să dea și un picuț de ploaie. Dar despre asta vom vorbi mâine, evident, sau mă rog, vom povesti. Evident, astăzi povestim cu invitatul nostru, domnul Mihai Chira. Bună dimineața, domnule Chira. Bună dimineața. Am vrut să spun mai mult decât atât, dar era cu aia Călinescu, cu n-am zis-o așa ca să... Nu, să nu fim... Sigur, dar e cu plagiat, după aia, știi? Chiar dacă trăim în țara plagiatelor, dar nici chiar să ne... așa... O zi faină, vremea e cât de cât acceptabilă, vremurile nu mai zic de ele, adică au venit banii, ne-au ce-am făcut, deci, nu, săptămâna trecută, nu am început să strigăm, vrem banii, dați-ne banii, vrem, da, au venit banii. E, uite așa au venit. Una, uite așa au venit. Fără număr. Deci zici că era cânta Guță și cu Adi cel mic, minune. Da, deci da, ai văzut, au venit fără număr așa, ne-am îngropat în bani efectiv Suceava. Și rău? Cum? Scriptic arată foarte bine. Teoretic arată foarte bine. Teoretic, deci, pentru că practic... Te-ai pus la studiat, să înțeleg, nu? Ai verificat puțin documentele, ai verificat procedurile, te-ai uitat un pic să vezi despre ce e vorba. Un pic. Nu e corect? Ai zis de principiul nemulțumitului Isiadaru? Nu, nemulțumitul oricum nu o să ai bun dar, știi? Aha. Dar e decât... Nu e vorba de a fi nemulțumit. După ce ați primit de n-ați avut ce face cu banii, da? Acum... Că în loc să vă arătați incapacitatea dumneavoastră de a-i cheltui... Vorbiți de toți primarii că care au 240... De primarii e toți din... Aha, Suceveni, noi Suceveni, da. Suceveni, că despre dumneavoastră Suceveni, că ați fi bani. Am înțeles. Domnul stat va... domnul stat va da niște bani. Un miliard de lei va da la tot, să vă ajungă. Și nu va ajunge. Uite, vezi, dacă la Moara nu s-a depus niciun proiect, uite, de ce e liniștit, înțelegi? O, își bate cap, liniștit, așa privește cu optimism viitorul, știi? Eu dacă... Dar de ce să te stresezi, prietene? Să te stresezi ca să nu reușești să faci ce ți-ai propus? Corect. Să te gândești, am avut 1 milion de lei în buzunar și ce-am făcut cu ei? Să-mi bag picioare dacă știu. N-am făcut nimic. Angajații primăriei sunt varză, sunt nemulțumiți toți că am pus la treabă, n-am realizat nimic. Prietenii mei sunt nemulțumiți că am avut bani și nu s-au lipit niciunul de nimica. Și tot așa, da? Și tot așa, pentru că avem și un deadline. Avem un 30 noiembrie care înseamnă o dată până la care trebuie să depuse toate studii de fezabilitate, toate poveștile astea care stau legale, evident, care completează documentația, în spatele unui proiect care completează documentația și după aia de-abia pot să vorbești despre bani care ajung în buzunarul autorității. Pentru că până pe 30 noiembrie am vorbit doar de teorie. De un pix care a zis 3, 7, 10, 11, 12 și așa mai departe. Până pe 30 noiembrie nimeni nu primește bănuți. Până pe 30 noiembrie toată lumea depune. După ce s-a închis... Proiectele acestea sunt pe mai mulți ani. Pe 3 ani, până pe 2020. Nu e pe anul ăsta și la revedere, n-ai cheltuit anul ăsta. Într-adevăr, sunt niște termene, sunt niște proceduri, dar în momentul când ai depus proiectul, Dorel, oricât de răutăcioși am putea fi sau oricât de rău intenționați, ai totuși... Deci, hai că iulie nu-l mai ai. August, septembrie, octombrie. 3 luni de zile în care, teoretic, ce puțin teoretic, ar trebui să te preocupi un pic ca să meargă treaba, să poți fi la... La zi cu toate documentele. Sunt perfect de acord. Acum, nu mai știi? Ne-am discutat înaintea emisiunii și chiar pe subiectul ăsta. Într-adevăr, să te apuci între luni de zile să faci un studiu de fezabilitate, prefezabilitate sau toate poveștile astea, s-ar putea să fie extrem de complicat. Mai ales că vorbim de o grămadă de... Sunt 245 de proiecte, da. Sunt o grămadă de OAT-uri prinse în povestea asta din județul Suceava. Nu știu dacă fizic... Suceava este pregătită să le facă într-un timp atât de scurt. Asta pe de o parte. Bănuiesc că, ți-am spus, eu încă sunt naiv, bănuiesc că primarii aceștia
au mai depus de vreo două, trei ori proiecțiile astea. A, bine, acum, sigur. Și sigur. Sunt convins că, într-un fel sau altul, acordul fiind pe anumite aspecte legate de aceste proiecte, l-au făcut. Adică, brut, ce trebuia realizat, s-a realizat. Că mai trebuie nu știu ce, că actualul minister dorește și o floare de nu mă uita acolo pus între filele 1 și 2, mai găsim o floare de nu mă uita. Și cum e, proiectul, îl depui proiectul, problema este că nu poți să faci nimic până când n-ai aprobarea, hai să spunem, finanțării, teoretice măcar. Nu poți să treci la celelalte etape, la documentația care stă la baza proiectului, știi? Eu n-am Pentru că nu poți să faci o cheltuială fără să... Asta e o chestie absolut normală, firească. Adică nu poți să spui, băi, tată, știi, m-am pregătit cu proiect, cu studii, cu fezabilitate, mi-am depus proiectul și proiectul nu trece. Și te întreabă, băi, las, bă, dar de ce am făcut studii și am dat așa de bani pe el? Ca să nu ne aprobe nimeni sau ceva de genul ăsta, înțelegi? De asta e și povestea asta așa. Pe de o parte, pe de cealaltă parte, e vorba de autoritate. De oriunde ar fi ea, OAT-urile. Cât de pregătite sunt să susțină cheltuiala acelor studii și așa mai departe, știi? Pentru că sunt deja OAT-uri... Le-au realizat deja. Cu necazurile mai vechi, mult mai vechi, mai vechi și mult mai vechi, eu cred că o parte l-a realizat. Fiți ar gura aurită, optimistul. Porțelanată, cu porțelan să fie frumos, elegant. Deci fiți ar gura porțelanată, eu nu cred optimistul ca să fie așa. Că pesimismul tău... nu-i pesimism. E un realism, nu-i pesimism. Da? E realism. Nu sunt, chiar nu sunt. Eu sunt un tip foarte optimist. Eu sunt, vorbesc doar de ce cred eu. Sau, mă rog, cum văd eu lucrurile. Cum vezi tu un primar care a depus proiectele, da, 2, 3, 5, un proiect, da, și după aia vine și spune, știți, n-am putut să cheltuiesc bani. Pe ăla trebuie în 2 zile să-și dea demisia. Alea 2 zile însemnând cu alea dinainte de a se anunța... Mihai, explicația e simplă. Care? Explicația e simplă. Nu mi-au dat bani. Cine să nu-ți dea bani? Statul. Omul învățat cam așa să funcționeze. Zice, ok, depun, n-am de făcut proiecte și dacă nu le fac pe astea, am o problemă, da? Și atunci își îndreaptă privirea către cine? Pe de o parte, în cea așteaptă, poate o rectificare bugetară, când înseamnă Consiliu, când înseamnă guvern și așa mai departe, să rezolve problema unei finanțări. Adică să-i mai dea niște bani la buget. Bani pe care se poate să-i folosească și în zona asta. Ce vreau să spun este că astăzi avem primării deja, și discutam înainte, nu o să dăm nume, dar avem primării care lucrează oarecum cu salariații pe datorie, în sensul că vorbim de cele de comună. În sensul că au de primit bani. E cam ceva de genul ăsta, au de primit. Eu, la fel de optimist, sunt și îmi doresc ca toate cele 245 să treacă. La fel de optimist aș fi și sunt în continuare dacă ar trece nu o 245, 100, 80, 50. Aș fi spune, băi, deci s-a mișcat ceva în Suceava asta. Nu sunt pesimist. Îmi doresc să se facă. Eu cred că... încerc doar să fiu, să mă gândesc realist în perioada asta, cât de bine trebuie să se miște toată lumea și cât trebuie să alerge ca să poată să-și rezolve problemele la modul ăsta, știi? Problemele administrative, evident. Păi să alege, să le rezolve. da. Să le facă. Păi să le facă și să le rezolve. Da, e foarte adevărat. Să alerge, o să le rezolve, o să le facă, vom vedea ce se va întâmpla. Eu sunt curios. Eu sunt doar curios. Decât curios, pentru că îmi doresc să se întâmple ceva. Adică să mai vedem ceva pe aici, pe acolo, că se mișcă. Despre ce să povestim? Da, sunt multe interesante subiecte. Nu? Hai să zic cu care începem. Da, așa, deci, hai să zici așa. Unul ardă suflet, așa. Hai să zic așa. Unul cu care vrei să lovești. Hit! Cele mai mari pagube produse în țara în acesta de fenomene meteorologice extreme s-au înregistrat în Suceava. Nu, dar vezi cât e de mare Dumnezeu? De ce? Ia tot puternic. Păi cum da? Vezi cât e de mare Dumnezeu? Când trebuie, înțelegi? Pagube. De cât? Uite aici, că scrie la gând, că dacă n-ard și un picuț detalia, sau detalii la cuze. 80.000 de hectare de pădure aflate în proprietatea statului, afectate în acest an, decât de fenomenele meteo. Noi suntem, spun băieții de la Rom Silva. Noi avem 20.000. Noi avem un sfert. A? De unde cioate? De unde alea? De unde? Nu? No? Șeful, asta e din dobărătură. Dar l-a dobărât așa cu... Cu drujba. Drujba? A venit cu... A venit drujba, deci eu pornisem drujba, ca să înțelegi cum funcționează. Și am lăsat, odată a pornit furtuna, drujba mergea. Și eu am plecat, că am fugit. Eu am plecat, eu m-am adăpostit. Bă, și-a început drujba aia așa pe furtună și dă-i, și taie, și în stângă, și tăia, și tăia, și acolo, și acolo. Băi, vreo 10 hectare mi-au făcut, domnule. Fantastic. Eu cred că băieții ăștia, după ce și-au lins trenul,
mai că ar fi capabil să se ducă să ceară și niște despăgute din partea statului. Pe bune. Pe bune, dar nu, dacă i-a nenorocit în sensul ăsta. Adică, da, băi, nu se poate chiar așa. Mi-au ca aminte de un moment, apropo de oborători, a fost momentul ăla, era guvernarea lui Adrian Năstase. Gabriel Mărza era președinte pe atunci. S-a anunțat doborături. Un milion de metri cubi. Deci da, un milion de metri cubi. S-a anunțat atunci, era luni seară. La a doua verificare, că nu puteau să ajungă în teren, curgeau puhoaile, deci până dimineața erau vreo 2,5 milioane. Pe la prânz s-a dus la 3. La 4,200 s-a oprit. S-a oprit licitația. Deci a fost anul ăla... Da, asta acum îți dai seama că... La 4,200 metri cubi s-a oprit licitația de doborâtură. Deci îți dai seama că aici... Gata. Spune ăștia la Rom Silva, zic... Bate la unde acum, știi? Vă dă un avi. Deci 80.000 de hectare de pădure, din toată nu țara. Mă pricep. În toată țara. În toată țara, da. 20.000, hai să luăm, 20.000 la noi. 20.000 de hectare de pădure, adică 20.000 de hectare de pădure. Habar, nu știu să, că nu mă pricep, că nu-s feșter. Să mă pricep cât e ăla, copacul, cubatul și așa mai departe, cât în cap la un hectar, câți merg de pădure, pe diametre și așa de mai departe. De pădure extra virgină. E în cap mult. În cap, adică hectarul are decât un hectar, vorbim de un hectar, nu? Vorbim de 10.000 de metri pătrați, adică vorbim un picuț aici, nu? Povestim. Densitatea e una, să știi că în silvicultură lucrurile nu sunt chiar atât de matematice, acolo m-a lăsat natura. Nici măcar decât nu comentez. Adică dar nu zic, bă, a mai fost doborâtură, a mai venit vântul, a mai intrat drujba, a mai, știi? Rămâne de un cașcaval frumos. Dar rămâne frumos. Rămâne frumos, știi? Pentru toată lumea, pentru toată adică lumea. Adică o să zic că, bă, tata, erau 20.000 prealabil, deci atâta am evaluat, știi noi că nu, trebuie dar... trebuie să-i și reîmpădurim pe ăștia, trebuie un pic să muncim să-i reîmpădurim. Acă avem niște treabă. Se știe. Avem se niște treabă. Alți bani, alți distracții. Doamne, treaba e bună, nu? Treaba e bună, adică cumva, cum mai facem? Acum, nu? Întrebarea mai este... Cine s-a rugat și la cine s-a rugat? S-a rugat primele la ăștia să nu le meargă bine, dar nu poți să-și ceri distruge de asta că le merge bine, știi? Da. Adică ăsta e singurul lucru rău care se poate întâmpla pe pădure, care înseamnă bine pentru profit și pentru gateriști. Da. Azi. Dacă îi întreb pe ei, știi ce zic, nu? Mm. Bă, lemnul din doborătură... Nu, bă, n-are, bă, nici n-are preț, nici n-are, tu habar, băi, voi habar n-aveți, voi sunteți habarniși, bă, habar n-aveți ce înseamnă, bă, la doborătură, bă, nici nu-i calitativ, nu poți să intre că e doborătură, nu poți să-l, bă, nu poți să nimic, era ca și povestea aia, știi, cu Ives duplicatul. După care când te întorci și spui, bine, atunci lasă că, hei, nu, luăm așa, lasă că luăm așa. Bă, nu-i valoros în sensul ăsta, adică, știi, să le dăm și niște bani ca să le exploateze, nu? Da. Ți-am spus un fel de pădure, pădure. Sunt stare să ne ceară și despăgubiri la un moment dat. Pe bune dacă nu. E un fel de chestie, știi, ceva de genul, pe 20.000 de hectare astea unde s-a întâmplat, știi, sau mă rog, astea acumulate, știi ce, avem ceva de genul pădurea de Astătioara, știi, adică acolo ceva, au picat copaci, a crescut vegetație, n-au umblat, adică o pădure de asta, știi, neumblată, extravirgină, extravirgină, știi, ca ulei. Mai mult decât virgină. Că da, ca ulei de măsline. Dar ce vorbim? Deci asta este până ajungi la perfect. Auzi, când discuți câte un flăcău din asta, așa, întreabă, auzi, da, drumul care îl faceți până ajunge la calea de acces, știi că trebuie o cale de acces, copacii pe care îi tăiați așa multele alea hectare care le tăiați până acolo, că trebuie acces, că dacă îl lași așa doborâtul, intră insecta și înrocește pădurea, nu poți să-l lași. Intră Ips? Deci... Ips duplicatus, da, așa se numește. Nu să... Și faceți tac, 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 ca la și îndorocine. Aia îi tăiați corect sau îi tăiați... Nu, cu doborâtură și aia. Aici tot pe doborâtură. Aia tot doborâtură, da. Aia, deci ei merg așa. Doamne! Stânga-dreapta? Pac! După mine, așa, știi? Șeful, uite ce grosul ăsta, pac, frumos. Pac, pac, pac. Nu-i marcat. Marcăm acum. Marchează-l. Doamne ajută, hai. Lovește. Bagă, știi? Cam ceva de genul ăsta. Adică băieții, hai să fim serioși. Mană cerească. Mană! Mană! Pomană cerească. Da, da. Pomană cerească. 20.000 de hectăruțe venite așa frumușel, nu? Te-am zis. E așa. Mai pune 3-4 de hectare, ce pune și mai multe chiar. Accesul către. Da, da. Mm. Și toată treaba aia, toată emulația aia, bă, dar dăm doborătură, trebuie să o dăm, bă, n-ai, mai ai că o luăm acum, e, bă, e rău, e bun, știu, bun, e... Nu am merge, un kilogram de aur, dar de care? Să... Dar nu e lingou, nu? Acum e mai așa, ai, mai... E, nu, de câte carate? E topit 24, e moale, nu? 24 carate moale, nu poate fi lucrat, trebuie să amestec cu niște zirconiu, cu nu... Hai, cât vrei pe el, hai, că ți-l iau în fine, dar să știi... Așa? Exact, pe să bea fin, așa. Ca pentru tine. Ca să ne înțelegem, știi? Da, 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 mai ai, știi? Da, mai ai că m-ar mai tenta. De ăla care nu-i bun, care curge, care trebuie zicone, uite ce simpatici cei de la monitor. Foarte, foarte inspirați la un moment. Bănuiesc că
au avut o altă gândire, dar s-a întâmplat și așa. La capitolul doborâturi, cu tremula din cursul ceava. Dar vezi aici ce frumos e ultima pagină? Neneghiță, vezi, da? Cu tremula din cursul ceava, doborâturi la DSV. Vezi? Asta e situația. Da. Noi de Marius Cazac și cu Cristina Lăcrămeara Jaba au ales să plece după un control dispus de structura centrală. Și există un alt procuror șef la DIICOT, care se numește Bogdan A. Petroaie. Ce știm de el? Că are 42 de ani, din 2009 este procuror. A activat la parchetul de pe lângă judecătoria Suceava. În 2015 a promovat ca procuror la DIICOT, serviciu teritorial Suceava. Obiectivele majore sunt soluționarea 10 dosare vechi, completarea schemei de procuror și mutarea într-un alt sediu. Hai să rămânem doar la prima variantă, soluționarea 10 de dosare care sunt decât vechi. Că restul ne mutăm într-alt sediu și așa mai departe, e... mă rog. Și urmează, bineînțeles, concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. Dar dacă observi, cei de la monitor au pus cele două doborâturi, să spun da, așa, da, una lângă alta. Da, am zis la început. Le-au pus super fain, știi, așa, ca să... Dacă tot vorbim de doborâturi și de... Și de Rom Silva și, evident, de cei de la DIICOT. Da, interesant. Chiar foarte interesantă povestea asta. Se vorbește pe surse că bani mai puțin din TVA la buget, bani mai puțin la bugetul de stat vorbim, bani mai puțin din accize, că veniturile practic au scăzut față de anul de grație 2016 și au scăzut binișor și că și creșterea salariilor și scăderile astealaltea au făcut un picuț buget așa un picuț firav. Precizăm că nu sunt un analist, un mare șmecher pe tema asta, dar poate să fie și asta o problemuță pentru noi, generic vorbind, nu neapărat pentru băieții care ne guvernează, că ei în general n-au probleme. Singurele lor probleme sunt legate de cât de mult e intră mâna, aripa, știi? Dacă se opresc doar la varianta degete, să scormânim ceva sau facem un not, braț și așa mai departe. Probabil că asta e de văzut în perioada următoare. Și asta a colaborat cu... Care este sursa ta? Maici. Presa? Da. Zice ceva? Da. Ei tot pe surse dau și ei. Tot pe surse dau, evident. Se zice surse pe surse. Că, ala spun că s-a șoptit de la un așa... E complicat. În momentul în care ai deschis... Sursa lor este, am văzut, acum sper să nu greșesc, sursa pe care dau ei, este un băiat care este secretar general la PSD și care povestește și spune cam cum stau lucrurile. Oarecum, omul cred că încerca să justifice ceva, dar a dat pe goarnă și a ieșit cu totul altceva, știi, din ceea ce a spus el. Nu e o sursă, hai să-i spunem, nu știu, Mihai Dobre, că îl cheamă, sper să nu greșesc, o fi credibilă, nu o fi credibilă, e incredibil, nu e credibil, dar cert e că povestește din niște lucruri care se întâmplă. Asta pe de o parte, pe de cealaltă parte, oare caracteristic nouă povestea asta cu ce se întâmplă la nivel politic. Am văzut o discuție legată de cât de mult a scăzut Dragnea în sondaje sau dacă a scăzut. Unii zic că da, alții zic că nu. Că povestea asta cu ordonanța, cu 13 l-a afectat și nu prea. Are o doză de adevăr povestea asta cu scăzutul în sondaje sau nu? Așa, nu suntem noi sociologi, dar ne dăm cu părerea. Singurul lucru pe care chiar aș vrea să îl discut la momentul de față și care chiar cred că ne afectează cu adevărat pe toți, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, este dacă într-adevăr măririle salariale care au fost deja acceptate și care au intrat în vigoare pot fi acoperite și sunt sustenabile. De ce spun lucrul acesta că e singurul lucru care mă interesează? Pentru că acest lucru va afecta direct și indirect toată populația țării. Și e un lucru foarte grav. Pe de altă parte, dacă bănuții aceștia se gândesc ei să îi facă din altceva decât ei au făcut până acum ca să poată acest surplus la salarii, e foarte important să știm și la ce să ne așteptăm în perioada următoare. Dacă ai sesizat, povestea aia cu taxa de solidaritate, taxa de nu știu care, au cam început să dispară. Încet, încet, a zis-o și Mihai Tudose în felul său foarte simpatic. Am discutat-o, dați-o la pierdute. Cum a fost foarte simpatic. Pe de altă parte, neștiind în momentul de față la ce să ne așteptăm în anii viitori,
e complicat să ne dăm cu părerea dacă, din punctul meu de vedere, dacă ăla sau ăla crește sau scade. De ce spun asta? Dintr-un singur motiv. O măsură nepopulară, adoptată într-un moment pozitiv, da? Într-un moment al anului pozitiv, cum este plecatul la mare, concediile, s-ar putea să nu deranjeze foarte tare. S-ar putea ca acea măsură nepopulară, după o perioadă de X luni de zile, să-și arate efectul. Și atunci, nu numai că nu devii nepopular, redevii extrem de atractiv pentru foarte multă lume. Știi foarte bine că cel mai rapid poți atrage atenția și simpatia publicului oferind de pomană. Clar. E clar. Clar. Cine vine clar. Pe cale? De ce era atât de iubit de oameni? Unde mergea? Luați de aici bănuți. Ia, lua de la statul român pe cale cu niște business-uri adevărate, știi? Și dădea la prostime. Când cineva îți dă, n-ai cum să nu îți placă de omul ăla. Pentru că îți dă, da? E și creștinește. Dar îți place atâta timp cât îți dă. Cât îți dă. Aici e povestea, știi? De ce să-ți dea? Ei, când vine un tip sănătos la cap și spune, eu nu vreau să-ți dau, eu vreau să te recompensez pentru munca ta, pentru mintea ta, pentru proiectul tău, pentru ceea ce faci, pentru ceea ce scrii, pentru ceea ce simți, pentru... nu contează. Ei, atunci lucrurile devin delicate. Sunt foarte delicate. Corect. Și atunci tu nu mai ești simpatic. Ce ai, bă, dă, bă, și tu că vă că ai. Așa ne-am învățat noi. Da. Noi ne-am învățat. Mut, nu uita, mă, 47 de ani de comunism din ăla Sadea, autentic, adevărat, în care valorile erau și nu erau, da? Dar puse pe noi istoria nu ne ajută, Mihai. Da, nu mai are relevanță. Acum când am intrat în zona aceasta de capitalism, cum este la noi pe planetă, deocamdată, da? Ne dăm seama că iarăși nu avem sedimentate corect valorile. Începem de acum să le sedimentăm, da? Academicienii sunt și nu sunt, băieții cu doctorate sunt și nu sunt, vezi și tu că încep niște lucruri să iasă la iveală, încep niște foarte urâte momente ale istoriei acestui neam, alegeri 2009, alegeri 2014, alegeri... Încep ușor să iasă niște lucruri atât de urâte la suprafață încât te gândești, Doamne, oare eu am trăit în momentele alea? Da, și cum eram? Eram cu mâna în grindă și mă uitam și alergam de la TV și aplaudam. Dar știi că suntem foarte puțini cei care spun ceea ce spui tu, Doamne, unde eram eu în momentele astea? Bun, și eu, să știi că și acum încă mă condamn pentru faptul că n-am avut ochii deschiși la vremea respectivă. De acord, dar sunt ceva, puțini se vedea care... ceva. Dar cei care își fac mustrări de conștiință la un moment dat legat de povestea asta, povestea alegerilor și așa mai departe, sunt foarte, foarte puțini. De regulă, alegerile înseamnă ce? Pomană. Cât? Pomană. Punct. Într-un fel sau altul înseamnă pomană. Deci nu mai contează. Nimeni n-a venit cu un proiect sănătos de țară, nimeni n-a venit, niciun partid. Dar nici nu contează. Acum, ca să vorbim de domnul Dragnea, că a scăzut în sondaje, domnul Dragnea nu a fost niciodată foarte înalt în sondaje, mai ales că el nu este o fire extrem de popular. Vorbește că de 40-45 peste chiar. Omul ca și popularitate, trecea de 50%. Asta citesc din unul... Singur popular, cu adevărat, de PSD, crede-mă, deci a fost Ion Iliescu care, cu adevărat, băiatul ăla trăgea... uite așa, ca un magnet roi de electorat după el. Și... Dar ce fac fetele de regie? Bagă-mă. Un pic de dans. Doamne ajută. Când au auzit Iliescu, au început să dea cu muzica în... să fie acolo. Noi. Și al doilea, care a fost foarte, foarte simpatic și a fost extrem de... umanist și încă nu și-a pierdut popularitatea, este Victor Ponta. Da. În rest, să știi că PSD-ul n-a avut oameni extrem de atractivi. Uite-te la Adrian Stase. O aroganță care, deși unul din cei mai deștepți oameni din țara asta. O aroganță care l-a terminat. Da? Practic. L-a mâncat, ca să zic așa, cum trebuie. Uite-te la ceilalți lideri. Nu prea au avut PSD-știi. Geoană, cine? Ei, în schimb, ei așa ca formulă de oameni în jur, așa, nu au repuniat, ca să zic, să folosesc cuvântul ăsta. Da, erau niște băieți care te puteai apropia de ei, aveai ce discuta, amabilitate. În partea cealaltă, în partea din dreapta, aroganța era per individ, per capita, știi? Nu era numai la lider, per capita. Adus aminte de unul din cei mai carismatici oameni ai PNL-ului, care încă istoria nu știe de ce a renunțat la a candida la președinția României, domnul Crin Antonescu. Antonescu, da. Domnul Crin Antonescu. Călim Popescu Tăriceanu, iarăși un tip extrem de carismatic. Și nu o spun eu, o spun multele doamne care i-au trecut prin mână și care îl iubesc în continuare, necondiționat. Deși omul rămâne. Legale sunt decât 5. Decât 5. Restul nu mai contează. Exact. Până la alea legale au mai fost atâtea doamne care. Ei, lucrurile sunt clare din perspectiva aceasta. Putem sau nu putem discuta despre carismă la oamenii politici decât dacă adoptă o anumită poziție, o anumită, dacă o anumită bărbăție. Deocamdată, în România, nu văd niciun partid și nicio o personalitate publică suficient de puternică astfel încât să își demonstreze abilitățile sale de, cum să zic eu,
de bărbat politic autentic din toate punctele de vedere. Adică să pună în valoare și carisma, și suplețea, și înțelepciunea. Încă nu există acel om în România. Vorbeai de proiecte politice și de ce poți să faci în campania electorală. Campania electorală, și atunci politic vorbind, înseamnă, cum spuneam, ce și cât. În rest, orice partid politic ar încerca să vină cu proiecte de dezvoltare și așa mai departe, alea trec pe un loc terțiar, în cel mai bun caz. Ele sunt undeva mai departe, nu neapărat să-și... Apoi vorbim de electorat. Electoratul care merge, care nu merge, care e supărat, care nu e supărat, care pe ce parte e cel supărat, pe ce parte e cel nesupărat și cu așteptări și așa mai departe. Toate lucrurile astea intră și se ocupă sociologii să facă tot felul de analize și să ne dea tot felul de rezultate. Dar știi, aia a pomenit la un moment dat de, pe bună dreptate, un nume. Caghevescu. Unde-i? Unde-i în toată povestea asta numită PSD, Dragnea, guvernare, guverne? Că nu l-am văzut. Adică l-am văzut să iasă, am măcănit un pic de povestea asta cu Grindeanu și cu schimbarea, l-am văzut pe Năstase, că a ieșit și a povestit ceva. Adrian cel mai Năstase a zis, și-a dat cu părerea, bă, că poate ar fi trebuit, că poate pleca, că poate nu știu ce, adică și-a dat cu părerea un picuț. Dar pe Iliescu... Tătuca, dacă vrem, nu? Omul care a născut, l-a moșit, l-a dus la grădiniță, l-a dus la primară, l-a purtat prin clasa 0 și așa mai departe PSD-ul și acum mai pe undeva pe la liceu sau la facultate. Adică omul ăsta dintr-o dată dispare. Omul care a făcut, l-a creat, să spunem. Și el nu are niciun fel de reacție. În condițiile în care e greu de crezut... Câți ani are domnul Iliescu? Habar n-am, deci n-am fost la cumătrie, dar peste 85 mi-aduc aminte ultima dată că avea. Nu te supăra. Vine o vârstă în care chiar ți le hamite, chiar și de lucrurile bune ți le hamite. Îți dorești ca atât puținul ăla care ți l-a mai dat Dumnezeu să poți să-l trăiești în bucuria ta. Să zici te poți uita Iliescu la o floare, să te poți uita la povestea cu Creatorul? Nu știu dacă se gândește la povestea cu Creatorul, că el a zis că mai puțin cu Dumnezeu cu și Creatorul. Nu, de-aia ziceam așa, adică mă gândeam, știi? La lege de 96, de-aia și pierdut alegerile acelea. Cred că a fost un moment culminant când a balansat povestea. Dar să știi că indiferent cât crezi sau nu crezi, indiferent cât vrei sau nu vrei să crezi în așa ceva, vine o vreme în care... Și vremea, să știi că începe să bată la ușă după 50-55 de ani destul de serios. Am înțeles. Ghiță, ai auzit, disolegat din noi acum. Nu, domnule. Asta ca idee așa, deci ca idee așa. Și pe principiul ăsta am să fac un lucru. Hai să iei publicitate. Publicitate.